Astăzi o să jucăm, Alex, în Off-Road Cruiser Simulator. Ține, Alex. Alex a văzut azi jeepul ăsta pe Play Store și a vrut cât mai repede să joace în el. Așa că am răbdat până seara ca să facem și video, da, Alex? Este vorba despre Land Cruiser sau Lexus, ce este asta? Dar eu știu că cineva nu vrea să urce în mașina noastră. Nu vrea? De ce? Pentru că am ușa svietă și trebuie să ne ducem la cei roze. A, tu pe carte te uiți acum, da? Da, pe carte. Da, hai la cei roze să vedem. Eu știu și cei roze. Nu mă duc la roze. Nu trebuie să fie vreun checkpoint sau ceva, da? Da. Uu, ce motor puternic! Auzi motorul? Da, auzi. Auzi. Mergi cu 21. Viteza ta, 16 km, 15, 14. Stop. Aha. Acum așteptăm. Hai, urcă-te. Ce nu scurcă? E trebuie să urce mașină? Da. Stai să vedem. Și stai să dăm puțin înapoi. Trebuie să ne punem pe asta albastră, roz. Așa. Take the girl and you will get 100% combustibil. Dar cum să o luăm? Cum să o luăm, Alex? Eu apăs. Dar nu se ia. Ne ducem în mașină. Hey girl, you wanna come with us? Nu? Alex, cum o luăm? Nu știu, mă tind că nu vrea să-mi dai benzin. Posibil ea nu vrea, Alex, dar atunci trebuie să ne ducem mai departe. Du-te la alt punct, roz, să vedem. Văd eu pe fata, apăs și dacă cineva poate o să scrie în comentarii cum să luăm fata cu noi. Pentru că așa scrie ce trebuie să o luăm cu noi. Haidem la următorul checkpoint să vedem. La cel albastru? Nu, roz. Alt roz. Sau acolo tot e fata? Acolo tot e fata. Crezi? Da, și nu vrea să urce. A, nu vrea să urce, da? Știu că nu vrea să urce. Așa mergem mai departe, să găsim ceva. Straniu, de ce nu se urcă noi cu așa mașină, da? Și nu vrea să se urce cu noi. Cu noi e așa mașină mare și frumos. Nimic. Mergi să vedem cu ce viteză poți merge. Așa auziți. Șapzeci! De unde reclamă? Parcă... Start. Tot asta. Parcă am stins Wi-Fi, Alex. De unde reclamă la noi? Nu știu. Nu știu. Așa. Să merge. Poate ne ducem deodată la benzinărie, Alex. Asta verde. Vezi pe cartă? Da. Hai la benzinărie să vedem. Da, dar eu am vrut să arătăm la copii cum... Stai să arătăm. Uite, uitați-vă. Putem să ieșim din mașină. Nu. Cum se oprește? Cum ieși din mașină? Da, de aici ți-arăt. Stai. Așa, ne-am oprit. Dar nu putem ieși din mașină. De ce? Dar dacă apăsăm ușor ăștia? A, trebuie ușor de apăsat, des. Și acum poți deschide geamul. Apasă? Vezi, e super, se deschide geamul. Așa și... Și ușa. Și ca să ieși, trebuie să apeși pe volan.
Ei, cineva ne ajută ca să punem benzinărie să plătim. Da, vezi cum am ieșit din mașină. Și putem deschide fiecare ușă aici, individual. Toate ușile. Și capota. Ia deschide capota, Alex. Corect. Stai să vedem aici în față ce este. Da, apasă pe ceros. Wow, motorul. Motorul. Și super. Și portbagajul. Wow. Eu nu se vede. Wow, și de mare este. Și... O, și benzină. Și benzină. Eu vreau tot să deschid. Ca să fie așa frumos. Să deschizi toată? Iaca, vedeți ce frumos mașină. Foarte super. Acum trebuie să plecăm. Da, trebuie să închizi tot înapoi. Și haide să mergem la benzinărie să vedem poate ne alimentăm. Nu, eu nu știu dacă... Poate? Nu, hai! Eu închis tot. Eu știu cum închide. Dar Am închis portbagajul. Închis? Acum... Acum ușa. Așa... Și capota. Așa, și acum ne ducem repede mașină. Repede mașină că... A, încă, încă ușa, ușa din spate trebuie să o închizi, vezi? Știu, știu, stai, stai. Așa, da. Trebuie să închidem ușa neapărat. Așa. E, de unde e asta? A, închidem și fereastra, Florie. Schimbăm camera, da? Schimbăm camera la mașină, că să o vedem. Haia mă la una roz, să vedem, poate trebuia ochiul ăsta de aprins, Alex, de activat. Da, hai mergem. Mergem la roz. 21 de kilometri la oră merge. Alex merge încet și ușor. În oraș viteza 50, Alex merge mai încet. Hai deci, nu mai citeam la o dată, Alex. Nu acolo, înapoi trebuie să te întorci. Vezi? Ai plecat de la cele roz. Alex merge foarte atent cu mașina. Bravo, Alex. Noastră mașină. Trebuie să păzim. Păstrăm, da. Vezi ce motor puternic ai? Și deci. Hai mergi pe drum. Mergi pe drum și pe urmă să o luăm la dreapta. Nu, nu, înapoi. Așa, și mergi înainte și pe urmă să o luăm la dreapta. Mergi, mergi înainte. Tata asta spune. Eu puțin la stânga, așa. Și acum la dreapta, pe drum, la dreapta. La dreapta, la dreapta, asta e stânga. Ai uitat unde e dreapta? Așa. Mă, văd și roz, vezi? În față roz, departe. Hai acolo. Pic! Așa oprește. Citește. Da, acum de ce? Totuși nu putem să luăm fata cu noi. Schimbăm camera. Am crezut că poate ochiul ăsta, dacă îl activăm sau dezactivăm, poate ne ajută, dar se vede că nu. Aș... Dar poate ne trebuie să coborâm. Coboară din mașină să ne ducem la fată. Hey, Juan! Hey, girl! Nu putem vorbi cu ea? Hai înapoi în mașină și haidem la checkpoint-ul albastru, să vedem ce este acolo. Nu uita să închizi ușa. Eu nu închid, mi-i dorm. Bravo. Dar
Da, fereastra e foarte caldă. Și ce am spus? Hai! A, am uitat să nu e. Ce ai uitat? A, mașina s-a schimbat. Da, tu vezi că poți să prinzi și să semnalizezi la dreapta, la stânga, dacă mergi. Ai văzut asta? Ui. Vezi? Așa. Sau la dreapta, sau poți să aprinzi asta. Trebuie, e? Alarma. Uau, mulțumesc, ce zi. Îți place loc așa? E super. Haide acum să mergem la cei albastru, să vedem checkpoint-ul albastru, să știm măcar. Ura! La cei albastru! Pustă-i. Așa, hai, de unde e asta albastră? Mai timp s-a dus. Stai să apăsăm carta odată. Așa, corect mergem. Merge înainte, pe urmă la dreapta. La stânga, așa. S-a făcut noapte deja. Trebuie să vedem ce coit albastru și termină. Vezi cum e nou? Ce oraș, nu ard luminile, întuneric în orașul ăsta, vezi, Alex? Așa, undeva aici albastru, ia câte. A, acum ești polițist? Ia. Wow! Cum, tu ești polițist, Alex? Da. Constanțu. Wow, ce super, Alex! Poți să fii și polițist. Îți place jocul? Da. Da, o reclamă. Și acum ce trebuie să prinzi oamenii rei? Nu știu. Dar stinge-o că sperie oameni, da. Asta trebuie prins acolo numai unde sunt oameni răi sau cu mașina cei care încalcă. Înțelegi? Ați văzut, Alex a oprit să la zebra, cum se numește, la trecerea de pietoni, să treacă pietonul. Bravo, Alex! Scriți în comentarii dacă v-a plăcut jocul. Ție ce ți-a plăcut, Alex, cel mai tare în jocul acesta? Mie mi-a plăcut cum a fost acolo ușile, bagajul, benzina, cum acolo... A, cum se deschid, da? Da, și care au făcut... A, semnalizarea la dreapta și la stânga. Da. Alex, i-a plăcut foarte mult. Cu